Rădoi s-a terminat. Vorbele rostite acum un an de fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă, par să se adeverească în sfârșit. Ion Rădoi, șeful sindicaliștilor de la metrou, a fost trimis în judecată în dosarul spațiilor comerciale din subteran. Acesta este acuzat că a continuat exploatarea ilegală a chioșcurilor și a obținut astfel foloase necuvenite de 10 milioane de lei. Procurorii DNA au mai spus și că Rădoi ar fi încercat să-l șantajeze pe ministrul transporturilor și ar fi înregistrat ilegal mai mulți oficiali. Liliana Anastase ne aduce mai multe date. Liliana, ce se știe despre acest dosar? Înțeleg că ar fi mai multe fapte. Bună ziua, procurorii DNA au trimis dosarul la Tribunalul București, care va analiza probele adunate de procuror, probe șocante la prima vedere, care dezvăluie faptul că Ion Rădoi ar fi recurs la fapte mai degrabă în stil mafiot decât în sistemul de stat. Acesta ar fi constrâns prin amenințări cu dezvăluirea unor fapte compromițătoare care în realitate nu s-ar fi întâmplat. Constrângerile și amenințările s-ar fi făcut atât la miniștri cât și la secretariul de stat, dar și la alți lideri de sindicat și chiar membri de sindicat pe care i-ar fi amenințat că vor rămâne fără beneficii în cazul în care nu participă la greva ilegală. Mai mult decât atât, Rădoi ar fi amenințat că va face o grevă de proporții și va opri circulația metroului în capitală pentru mai mult timp dacă spațiile de la metrou vor fi închise. De altfel, spun anchetatorii, prin închiderea spațiilor de la metrou, Rădoi ar fi pierdut peste 2 milioane de lei, bani care ar fi intrat ilegal în buzunarele liderului Metrorex și, de asemenea, printre beneficiarii contractului ar fi fost chiar fiul lui Ion Rădoi, care a pierdut la un contract peste 90.000 de euro din subînchirierea unui spațiu situat într-o stație de metrou și pe care Rădoi l-ar fi dat în administrare începând chiar din septembrie 2018. De asemenea, susțin procurorii anticorupție, Rădoi nu ar fi acționat ca un lider de sindicat în scopul apărării drepturilor sindicaliștilor, ci a pus presiune socială și politică asupra acestora, astfel că au fost obligați să participe la proteste și să nu reînceapă munca. Reținem că anul trecut, timp de câteva zile, dar cu pregădere o zi, metroul nu a mers deloc. La vremea respectivă, Ion Rădoi spunea că nu știe nimic despre acest lucru, întrucât s-ar afla în concediu. Între timp, el ar fi sunat mai mulți secretari de stat, dar și pe ministru și mai mulți sindicaliști, pe cărora le-ar fi spus că are mai multe înregistrări compromițătoare și că dacă acest contract se reziliază, atunci și va face publice toate aceste înregistrări. Nu s-a întâmplat acest lucru, însă aceste amenințări au ajuns pe masa procurorilor anticorupție, care au început la vremea respectivă urmărirea penală împotriva lui Ion Rădoi. Ne reamintim că PSD s-a delimitat de el fiind membru PSD și ulterior și-a dat demisia din partid, însă nu și din fruntea sindicatului de la Metrorex, în ciuda faptului că prin controlul judiciar instituit pe numele său de procurorii anticorupție nu mai are voie să ocupe această funcție, cel puțin până la ridicarea măsurii preventive. Mulțumim pentru informații, Liliana.